Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum puteți observa, avem din nou o comandă de la Flip și anume un nou telefon, mai exact un iPhone 13 Pro Max. Și să trecem la episodul mult așteptat. Avem, după cum puteți observa, cutia de la Flip, în care vine împachetat telefonul. Să vedem ce conține această cutie. Cheița SIM. Avem de asemenea un sticker și certificatul de calitate. Bine, să le lăsăm la o parte, sunt foarte importante. Și, bineînțeles, ceea ce este mult mai important, telefonul propriu zis. Punem și cutia deoparte. Deci cam așa vine împachetat telefonul. Să vedem. Da, deci așa arată telefonul. Destul de frumos. Standardul la care l-am luat a fost foarte bun. Dar eu zic că arată destul de bine. Bineînțeles că telefonul l-am deschis anterior, dar review-ul l-am făcut doar acum, ca să puteți vedea și dumneavoastră. Da, este foarte mare, după cum puteți observa. Cam acesta este, nu prezintă foarte multe zgârieturi, dar totuși, dacă doriți să vă luați unul impecabil, vă recomand de la excelent în sus. După cum puteți observa, culoarea în care vine, cel puțin pe care am ales-o eu, este Sierra Blue. Iar telefonul vine cu 256 de GB. Cam atât, eu zic că mi este suficient, cel puțin pentru mine. După cum vă spuneam, eu consider că arată destul de bine, la standardul foarte bun pe care l-am ales. Deși în descrierea telefonului scria că prezintă destul de multe zgârieturi, dar dacă mă uit foarte atent, chiar nu are exagerat de multe zgârieturi. Bineînțeles că puteți să vă achiziționați tot de la Flip și încărcător, în cazul în care nu... sau după cum bine știți, nu mai vin cu încărcător noile telefoane, mai ales iPhone-uri, dar este alegerea dumneavoastră. Ori comandați de la Flip, ori vă achiziționați ulterior încărcător și cablu USB to Lightning. În cazul în care nu știați, noile telefoane de la Flip, de la 13 Pro și Pro Max-ul, vin cu o rată de refresh de 120 de Hz, ceea ce până acum nu găseam pe modelele anterioare, ceea ce cumva era foarte dorit de către utilizatori, dar din păcate doar de la 13 Pro și Pro Max au început să pună această rată de refresh. Pot să vă spun că chiar acesta este motivul pentru care am trecut la 13 Pro Max, doar pentru a testa noua rată de refresh. Da, deci cam acesta este conținutul acestei cutii de la Flip. Deci, după cum vă spuneam, avem cheița, stickerul, certificatul de calitate și aici avem telefonul propriu-zis. Vor urma și alte clipuri în cazul în care doriți să vedem cam cum funcționează telefonul. Da, deci după cum vă spuneam, vine cu rată de refresh de 120 de Hz. Observați, se mișcă foarte fluent. Din punctul meu de vedere, se poate observa o diferență enormă în fața de 12 Pro sau Pro Max. Chiar avem o rulare mult mai fluentă. Da, și cam atât cu acest episod. Dacă mai doriți altfel de episoade, nu ezitați să scrieți în comentarii și ne vedem la următorul episod. Salut!